Avem parte de o vreme caldă și, și, astăzi. La amiază temperaturile vor urca până spre 20 de grade în regiunile sudestice, deși acum se mențin temperaturi destul de scăzute. Iată, sunt 0 grade la Miercuraciuc, 2 grade la Brașov, 4 grade la Sibiu, 8 grade la Timișoara, iar la Craiova sunt 5 grade. grade. În extremitatea sudestică a țării, la Constanța sunt 9 grade, aceeași temperatură și la Galați. Iar noi, în capital, acum avem 8 grade. La amiază sunt prognozate 19, poate chiar 20 de grade să se atingă. Cerul acum prezintă în orări prin vestul, prin centrul, prin nordul țării, unde pe spații restrânse plouă slab. De altfel, acestea sunt zonele unde meteorologii anunță ploi mai însemnate, începând cu orele prânzului. N-ar fi exclus să se strângă cantități de apă mai, mai însemnate, izolat acestea să depășească 15-20 de litri pe metru. Pătrat. Așadar, astăzi vor fi ploi locale în Transilvania, în Oltenia, în Banat, în Crișana și în Maramure și în nordul Moldovei. La munte sunt anunțate ninsori, poviță și ninsori pe crestele montane, acolo unde și vântul astăzi va prezenta intensificări. Noi, în capital, o vreme bună.